Senator Vasile Blaga, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația Ager Press la interviu într-o lună importantă pentru România și pentru Europa, având, având în vedere alegerile europarlamentare din 25 mai. În calitatea noastră de președinte al Partidului Democrat Liberal, aș vrea să vă întreb în primul rând care este principalul mesaj pe care îl transmiteți alegătorilor pentru scrutinul europarlamentar. Aceste alegeri sunt extrem de importante pentru România, pentru că vom trimite în Parlamentul European 32 de români care să reprezinte interesele acestei țări. Și 32 de români, de-a activitate este legată, sunt legate interesele noastre în Europa, mai ales că îmi permit să evidențiez faptul peste 60% din legislația pe care noi aprobăm în țară, deja sunt acte normative care transpun în legislația internă, legislația europeană. După în această cauză, Partidul Democrat Liberal trimite, propune cea mai competentă și cea mai harnică listă de europarlamentari. Când spun cea mai harnică, mă refer la activitatea colegilor noștri de până acum, care ne-au în Parlamentul European. Monica Macovei, domnul Stolojan, Marian Jean Marinescu, uh, Traian Ungureanu și alții, care au realizat în cei cinci ani de zile 60 de rapoarte, adică 60 de legi, comparativ cu 36 de rapoarte cât au realizat toți ceilalți europarlamentari, PSD, PNL, PRM la un loc. Uh, oameni de actatea care se să leagă parcursul European constant al României, au militat pentru el și de activitatea căruia iată să leagă, unul cu care îi bucură pe toți românii și numai și pe toți moldovenii, ridicarea vizelor pentru cetățenii Moldovei. Spre că ați observat cu toții că europarlamentarii invitați la Chișinău nu întâmplător, pentru că au depus eforturi extraordinare pentru a se ridica vizele pentru cetățenii Moldovei, începând cu 28 aprilie, au fost doar cei de la Partidul Democrat Liberal, mai mult un coleg de-al nostru, domnul Marian Jamarinescu, a fost cel care a dus la Chișinău monitorul oficial al Uniunii Europene, în care au specificat aceste lucruri. Care considerați că este miza alegerilor europarlamentare la nivel național și european? În Parlamentul European, cred că toate statele doresc să trimită oameni responsabili și că, în același timp, nu înclină spre curente, partide, fracțiuni eurosceptice. Europa are nevoie acum, mai mult decât oricum, de unitate. Toate statele au nevoie de mai multă Europa. Uitați-vă ce se întâmplă doar la frontiera. De est a Uniunii Europene, care este și frontiera de est a României, în Ucraina. Pentru noi sunt importante, pentru România, dar pentru Partidul Democrat Liberal și pentru celelalte partide, pentru că vom ști exact cum stăm în perspectiva alegerilor prezidențiale, care vor avea loc în toamnă. În 16 noiembrie ne vom ști președintele și, desigur, că ele vor contribui și la o corectă evaluare forțelor politice din țară. Cum îi veți convinge pe alegători să iasă la vot, având în vedere că prezența la urne în România, la precedente alegeri pentru Parlamentul European, a fost sub, sub media europeană? Aceste alegeri, într-adevăr, nu s-au bucurat de o prezență foarte mare la vota românilor dar nu numai a românilor, dar aș face aici un proces de intenție românilor. Din păcate, văd că există străduințe din partea unor forțe politice, a unor actori politici important din țară, de a nu de -a discuta despre problemele europene în această campanie. Lucru pe care eu cred că vor trebui să nu-l mai facă, pentru că România trebuie să știe ce doresc reprezentanții fiecărui partid să facă în Parlamentul European? De aceea, noi, pe lângă o listă foarte bună, avem și o platformă foarte serioasă, care urmărește trei ținte importante. Pe de-o parte, o consolidare a României în Europa. Și aici nu mă refer numai la stat de drept. Reducerea evaziunii fiscale, mă refer la integrarea noastră în spațiul Schengen, atât de dorit de români. Și iată, suntem amnați de la an la an. Când aveam o șansă în 2012, au intervenit acele acțiuni ale USL-ului împotriva statului de drept care ne-au îndepărtat de parcursul nostru european și singurul partid care a fost de partea bună lucrurilor atunci a fost Partidul Democrat Liberal. Dar ne interesează și intrarea României în zona euro. Ne interesează strategia Dunării, ne interesează strategia Mării Negre. Toate lucrurile astea le veți vedea în platforma noastră. În al doilea rând, reprezentanții Partidului Democrat Liberal în Parlamentul European vor trebui să sprijine parcursul european al Republicii Moldova. A trecut etapa podului de flori peste prut și al trecut de genul ăsta. Republica Moldova, iată, este în situația de a semna parteneriatul cu Uniunea Europeană și liberul schimb cu Uniunea Europeană. A nu este suficient. Eu cred că suntem cu toții datori să milităm pentru ca în Republica Moldova să primească o foaie de parcurs clară și să devină un stat candidat la a intra în Uniunea Europeană. Ia să fie verificată că își face temele zi de zi dar și una europeană să o sprijine în ei, astfel încât să nu fie amânată foarte mult timp de pe drumul ei, pentru că forțele politice responsabile de Republica Moldova doresc integrarea acestui, acestui stat în Uniunea uh, Europeană. Ne dorim și noi. De aceea, mai multe fapte și mai puține vorbe. Și, la treilea rând, uh, noi milităm pentru o adâncire a integrării europene. Și aici m-aș referi doar la două lucruri sunt mult mai multe prinse în platformă. Pe de o parte, noi considerăm că este nevoie de o piață unică cu adevărat și în zona energiei în european. Iată, unele state membre, Fondul Monetar Internațional, ne cer, de exemplu, să liberalizăm prețul gazelor. Dar nu există un preț al gazelor unic în Europeană. Acum l-am auzit pe comisarul responsabil, Ettinger, spunând acest lucru și m-a bucurat. De aceea noi nu întâmplă ne-am opus liberalizării prețului gazelor. Pentru că România are două surse interne de gaz, rom gazul și petromul, și importă gaz la preț politic de la ruși. Păi dacă am liberalizat piața gazelor, automat ne-am îndreptat pe cel mai ridicat preț din Europa și ar dispărea și bruma de industrie chimică și de îngreșăminte chimice care ne-a mai rămas. Și în doilea rând, credem că toate statele membre trebuie să ajungă la a stabili un set de criterii după care să fie evaluate toate statele membre ale Uniunii Europene, fondatoare sau nu, mai noi membri sau mai vechi membri, și pe parcursul european, și pe respectarea drepturilor omului pe orice. Și cine greșește să plătească. Pentru că altfel, iată, vor rămâne în situația actuală în care un stat prieten al României, Franța, cu socialiștii la putere de 2 ani de zile, se opun între noastre în spațiul Schengen, invocând motive care nu există. Ca de exemplu, securitatea frontierelor noastre. noi atragem atenția că frontierele noastre, cele maritime, de exemplu, sunt mai sigure decât cele ale de Franței, pentru că România a fost dat ca exemplu cu sistemul ei de securizare la Marea Neagră cu scomarul, pe că Franța a căzut testele. Și se cam intră din Nordul Africii în Franța destul de ușor. Iată lucruri pe care vor trebui să le susțină colegii noștri în Parlamentul European. De asemenea, cât mai multe fonduri pentru România și din acest punct de vedere Uniunea Europeană își face datoria, nu își face guvernul nostru, care nici astăzi nu are o strategie de absorție a fondurilor pentru perioada 2014-2020. Din nou a fost trimis la plimbarea a trei ore. Sper că a patra oară măcar să fie culea, să știm exact ce avem de făcut, cum dorim să utilizăm fondurile europene în toate zonele. Vedeți că nici acum nu avem un master plan pentru infrastructură. Și am văzut pentru prima dată doi miniștri ai Guvernului Ponta certându-se. Și pe bună dreptate are dreptate Teodorovici, ministrul uh, responsabil de fonduri, și nu Șova, care este un incapabil plasat la Ministerul Transportului, când îi spune lui Șova Teodorovici, mai ai grijă, Deja pierzi 1,3 miliarde de euro, dar tu nici nu știi să spui ce vrei să faci cu banii bugetari din bugetul de stat al României și cu cei de la Uniunea Europeană pentru a dezvolta infrastructura atât de necesară României. Comuniați mai devreme de parcursul european al Republicii Moldova și, și de aderarea României la zona euro. Premierul Ponta a fixat recent ca obiectiv pentru 2019, pe de o parte, aderarea României la zona euro, la moneda euro, și pe de altă parte, devenirea Moldovei ca membru, intrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Vedeți realizabile aceste obiective? Eu cred că s-ar putea intra în zona euro mai repede. I-am mai auzit uh, discuții că nu suntem pregătiți și atunci când uh, se punea problema între România în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Vreau să vă duceți aminte că erau destui oameni de afaceri români care spuneau că nu suntem pregătiți și că ar fi bine să fim amânați. Mă întreb eu dacă am mai fi intrat, uh, dacă eram amânați măcar cu un an în 2008, pentru că foarte multe state au spus că am intrat cam nepregătiți în Europeană, loviți de criză, nu din alte motive. Criza uh, a paralizat economii și din alte state, numai din România. Dar iată că am intrat la 1 ianuarie 2007 în Europeană și ne-am făcut datoria, chiar dacă acei oameni de afaceri probabil că s-au supărat, că au intervenit de reguli precise pentru achiziții publice, nu au putut face ce au făcut, ce făcuseră 17 ani în România. Tot așa, în special din zona financiară, vedem oameni care spun că nu am fi pregătiți pentru a intra în, în spațiul monedei unice, în zona euro. Păi lor le convine. Pentru că din, de la băncile din cele membre zone euro, sunt acolo băncile mamă din România aproape toate, ei se împrumută cu 2-3% și vin și dau în România credite cu 6-7-8%. Păi așa, sigur, fac rost ușor de bani. Nu trebuie multă școală să faci rost de mulți bani pe spatele românilor. De aceea, cred că ar trebui să îndeplinim aceste condiții, să intrăm mai repede. N-aș vrea să mă pronunț față de intrarea României în 2019, intrarea Moldovei în Europa în 2019. Eu m-aș bucura foarte mult, dar este un timp destul de, de strâns. Destul, ar să vă aminte, și noi am avut atâția ani de zile în statut de stat candidat, pe urmă și după ce am încheiat tratul de aderare, am avut încă 2 ani de zile grele de muncă, grei de muncă, 2005, 2006, și așa avem pe noi o clauză de salvgardare. Și noroc că primul, ca ministrul Partidului Democrat Liberal, și e număr pe toți 5, care aveau celebre stecurețe roșii și uh, galbene care trebuiau înverzite, toți au rămas membri ai Partidului Democrat Liberal, că a fost domnul Futur la Agricultură, Monica Macovei la Justiție, Anca Bogiu la Integrare Europeană, Sulfila Parbu la Mediu și eu la Administrație și tele care și răspundeam în numele Guvernului de eliminarea clauză de salvgardare. Revenind la campania electorală, ascultând din 25 mai, ce scor electoral sperați să obțineți? Eu am condus toate campaniile acestui partid și niciodată nu am spus procente sau altceva. Cât mai mulți europarlamentari. Și am convingerea că vom îndeplini acest obiectiv. Văd un partid mobilizat, pentru că avem listă foarte bună, avem candidați foarte buni, avem o platformă, suntem singurul partid care are platformă, PNL-ul vine cu o foaie și jumătate, PSD-ul n-a prezentat nimic, dar avem și militanți care Totdeauna știu și s-au bătut pentru Partidul Democrat Liberal, așa cum o vor face și uh, acum. Noi la Convenție am propus, și asta a fost obiectivul nostru, câștigarea legilor din 2016. Dar sunt două etape extrem de importante care trebuie să atinse. Obiectivele pentru europarlamentare, evident, și prezidențiale. Ce sancțiuni riscă primarii sau parlamentarii? care susțin campania electorală altui partid. Mă refer în special la Partidul Mișcarea Populară, având în vedere că au mai existat situații. Eu în acest moment ar... nu fac procese de intenție nimănui, dar analiza va fi uh, județ cu județ, localitate cu localitate și acestea sunt deciziile luate de către conducerea partidului, de către colegiul director în care sunt prezenți toți președinții de organizație, de birou pe național al partidului și ele vor fi în conformitate cu prevederile statutului. Atunci vom vedea extrem, extrem de clar unde este ipocrizie și unde este muncă. Recent, un important lider al PSD, domnul Ilie Sârbu, afirma cu titlul de sigur că PDL se va rupe după 25 mai. Ar fi plăcerea Partidului Social-Democrat ca să vadă principala forță politică de centru-dreapta spartă, să zic așa, pentru că PDL-ul va deveni în 26 mai principala forță politică centru dreapta a României. Și cu cât mai dispersat ar fi dreapta, cu atât mai bine s-ar simți socrul mare, domnul Sârbu, că până la urmă e interesat și familiar în campania electorală din, la europarlamentare și de după. Vedeți, ei sunt în clan acolo, domnul Ponta, cel puțin cu numele este premier, doamna Ponta, candează la europarlamentare, Socru Mare, Sârbu, este liderul senatorilor PSD, Finuțu e ministrul justiției, acolo în PSD așa se lucrează pe stil nou, ceea ce am văzut la vechi PSD, dar la noi PSD, și văd că lucrurile astea așa evoluează. De nici pe departe, făcea trimitele și la domnul Videanu, care răspuns tranșan după jumătate de oră, ca să-și vadă de ale lui că dânsul se ocupă de Partidul Democrat Liberal. Uhum. Cum apreciați, sigur, ați răspuns într-un fel deja la această întrebare, cum apreciați faptul că președintele Traian Băsescu s-a poziționat la vedere în favoarea unui partid politic, respectiv PMP? E vreo diferență între atitudinea actuală a șefului statului și ce a avut în trecut în contextul altor alegeri față de PDL? Păi da, pentru că la celelalte alegeri candam împreună cu noi. Noi în alegeri generale, dânsul în alegeri prezidențiale și sprijineam și ne sprijineam reciproc, nu? Și în 2008 și în 2009. Nu mă deranjează susținerea pății și a domniei sale pentru un anumit partid. Asta nu mă deranjează. Nu știu cum, ce ar fi spus dânsul domnului Iliescu dacă făcea la fel. Dar. Altceva ne deranjează. Și acum vă pe folosesc pentru prima dată acestele minciunile domnului președinte. Până acum am spus neadevărul. Dar minciunile domniei sale și ale celor din mișcarea populară. Și fractura logică în, din discursul domnului președinte. Pe de de-o parte, dânsul de vorbește de unitatea dreptei, dar lovește în partid și în conducerea lui. A spus că suntem un partid de feseniști. Acum de vreo trei zile a reevaluat partidul. Nu mai e de feseniști Partidul Democrat-Liberal, e un partid ca lumea dar cu conducerea are ce are. Nici asta nu mă deranjează. Mi-am asumat președinția partidului prin votul colegilor la convenție. În schimb, minciunile dur. Dânsul, numai departe cât astăzi, spunea că am câștigat competiția internă în partid, că nu poate suporta, văd că nu este doamna Udea președintele partidului, utilizând un partid minciuni noi, cum că, din cauza dânsului sau mai nu știu cui, au avut și primari sau colegi de-ai noștri probleme în justiție. Nici pe departe. Au fost zeci de întâlniri, cel puțin la fiecare județ, cu sute, cu mii de oameni și măcar unul ar fi auzit lucrurile astea. Deci neadevărul. Cum tot neadevărul sunt și cele referitoare la parcursul nostru de când, se spun așa, nu mai suntem într-o relație cordială cu președintele. Nu din cauza noastră, din cauza domniei sale pentru că noi ne-am abătut cu o virgulă de la drumul nostru pro-european. Și aș reaminti, domnule președinte, că doar noi, acest partid, cu blaga în frunte, l-am sprijinit. Pentru că am sprijinit statul de drept, nu persoana domniei sale atât, dar era o parte bună a lucrurilor în vara lui 2012, când l-au suspendat useliștii. Același lucru s-a întâmplat și în 2007, când era secretarul general al partidului și organizam mitingurile de zeci de mii de oameni în sprijinul președintelui. Cum la fel tot am condus campaniile când a fost președinte și acești oameni, 300 de mii de oameni s-au mobilizat, mă aduc aminte noaptea din, la legile din 2009, când am câștigat cu un număr de două voturi, mai puțin de două voturi pe secția de votare, și când în toată țara, la miezul nopții psd pesediștii cântau Mihaela dragostea mea, și acești oameni au muncit și dimineața s-a văzut că, de fapt, dânsul câștigase alegerile și cu efortul acestor oameni. Dar care să fie motivul pentru care, în perioada aceasta, sunteți ținta atacurilor președintelor? Vedeți, domnul președinte a pregătit de luni de zile, acum tot mai pregnant, zi de zi, candidatura doamnei Udrea la președinție. Eu nu cred în ea. Dacă dânsul crede, este foarte bine. Este problema domniei sale. Să o voteze, nu avem uh, nicio, nicio reținere la acest punct de vedere. Dar nu ne poate impune nouă necondiționat lucrul acesta, Partidul Democrat Liberal. Partidul Democrat Liberal în permanență a spus și să va și face acest lucru, va milita pentru unitatea dreptei. Cum a fost mai făcut-o? Cu succes. Vă reamintesc că noi știm să facem și alianțe câștigătoare, cum a fost ditate și adevăr, și fuziuni câștigătoare, cum este chiar Partidul Democrat Liberal care este rezultatul unei fuziuni dintre fostul Partid Democrat și Partidul Liberal Democrat al domnului Stolojan, dar nu cu lucruri impuse. Nu, vom discuta și vom ajunge la concluzii după 26 mai. Dar există o opțiune clară a PDL în privința unei alianțe electorale în vederea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2014 și cu ce forțe politice ați purtat sau intenționat să aveți discuții în acest sens? Cu toate forțele politice de centru-dreapta de care nu sapă tranșee de netrecut în această campanie pentru rolul parlamentare. Da. Revenind la uh, afirmațiile președintelui privind susținerea unui partid politic, guvernul, prim-premierul Ponta, a anunțat. Uh, recent că va sesiza Curtea Constituțională care ar urma să se pronunțe cu privire la implicarea președintelui într-o campanie. Domnul Ponta minte cum respiră. Eu nu cred că va face această sesizare, mai ales că are un pact de coabitare cu domnul președinte. Coabitează foarte bine. Nu au denunțat acel pact de coabitare nici președintele, nici Ponta. Credeți că modul cum se va forma noua majoritate în Parlamentul European va influența și poziționarea forțelor politice din România după scrutinul din 25 mai? Eu am convingerea că popularii vor uh, rămâne principala forță politică în Europa după aceste alegeri parlamentare și că Juncker, Junckers, cel cu care noi candidăm la președinția Comisiei Europeană, va fi președintele acestei comisii. Și mă bazez până la urmă pe inteligența și realismul europenilor, pentru că nu pot vota un om ca domnul Schulz, cel care reprezintă pe socialiști, și cel care, în calitatea domniei sale de președinte a Parlamentului European, a semnat la un moment dat un pact de colaborare cu Partidul Regiunilor, al lui Ianucovici în Ucraina. Și este tot, tot același om care, acum vreo trei săptămâni de zile, spunea că trebuie să luăm ca un fapt faptul că Ucraina a fost ruptă din... adică Crimea a fost ruptă din Ucraina de către ruși. Un astfel de om nu cred că poate fi președintele Comisiei Europene a unei Europe Unite. Da. Ne așteptăm în perioada acestei campanii electorale la prezența în România unor lideri ai PPE importanți? Au fost au fost, au fost, chiar la lansarea noastră a fost președintele Partidului Popular European, domnul Dol, alături de prietenul nostru, fostul premier moldovean, Vlad Filat, a cărui partid și el este și principala forță politică din actualul guvern de la Chișinău, complet sigur pro-europeni, dar vor mai veni. Iată, mai departe, o caravană a tinerilor populari europeni Vă străbate România de la mm, Giurgiu, pe unde vor intra, până la Oradea, pe unde vor ieși din țară. Și alte nume puteți menționa? Toate la timpul lor.